Bun găsit, sunt Camelia Donțu, ne aflăm la Bruxelles, la sediul NATO și l-am alături de mine pe Mircea Joană, cel care timp de 5 ani a deținut funcția de secretar general adjunct al NATO. Bun găsit, domnule Joană! Bine ai venit în studioul nostru modernizat. Și prietenos. Și prietenos. Este un moment de bilanță, dar aș vrea să-l integrez într-un eveniment recent. Zilele trecute, o dronă folosită în timpul unui atac rusesc a survolat spațiul aerian al țării noastre și locuitorii județelor Constanța și Tulcea au primit un mesaj că în caz de urgență să se adăpostească în beciuri și adăposturi civile. Pare așa un scenariu de film în 2024, dar avem un război la granițe. Să ne temem pentru securitatea noastră în acest moment. Eu înțeleg foarte bine, să zic, teama și preocuparea celor care sunt puși în astfel de situații și vreau să-i asigur de faptul că luăm toate măsurile aici la NATO, împlocăm împreună și cu aliații din România, cu cei care au și ei obligații și responsabilități, să asigurăm protecția teritoriului și spațiului aerian românesc. Sunt atacuri iresponsabile și potențial escalatorii din partea Rusiei. Ei nu intenționează să lovească ceva în România, ci în continuare vor să lovească porturile ucrainene de pe Dunăre. Și de aceea noi am dus în România echipamente de ultimă generație, ultimul radar care a fost dislocat din Italia, poliția aeriană, măsuri speciale pe care la 6 luni de zile le ducem la nivelul următor. Și evident există o conversație în cadrul NATO despre ce noi numim rules of engagement, adică când și cum le dai jos. Și acest lucru este o discuție, în primul rând, în cadrul alianței. Pentru că Ucraina cere de multă vreme și noi am fost destul de rezervați ca să folosim teritoriul aliat pentru a da jos drone sau rachete rusești din vestul Ucrainei. Polonia a făcut acest lucru, înțeleg că și un lider politic român a făcut o solicitare similară în aceste zile. Noi suntem aici foarte atenți să apărăm teritoriul României și să nu escaladăm acest lucru la un nivel de război între Rusia și NATO. Și de aceea suntem întotdeauna foarte atenți în a vedea dacă este un atac deliberat împotriva teritoriului românesc, atunci intrăm într-o logică de NATO, 100%. Dacă este un incident sau un accident, îl tratăm împreună cu aliatul respectiv, în speță România, într-un anumit registru. Dar ce este clar, avem nevoie să investim mai mult, România trebuie să investească mai mult, România are nevoie de reguli mai clare din punct de vedere a modului în care o astfel de eventuală decizie de a da jos ceva se face în concordanță cu legea românească, care încă este puțin ambiguă, și în legătură cu noi, cu comandamentele NATO, pentru că până la urmă trebuie să lucrăm împreună. Deci mesajul meu este că suntem în siguranță. Este foarte neplăcut și efectiv sunt extrem, extrem de atent la cetățenii noștri care sunt puși în fața unor situații de acest gen. Mai este muncă de făcut. România trebuie să investească mai mult și mai bine în propria apărare. Noi implementăm planuri și mai avansate de protecție și vreau să asigur pe toți că nu există un risc de antrenare a României în război. România va fi în pace și în liniște și în securitate și NATO își face datoria. În cei 5 ani în care ați fost aici, care credeți că a fost cea mai importantă decizie pe care ați luat-o în ceea ce privește securitatea României? Cred că a fost o suită de decizii care au schimbat într-un fel relevanța strategică a Mării Negre și relevanța strategică a României. România este astăzi unul din cei mai importanți și relevanți aliați din NATO. Strategic vorbind. Și de aceea Marea Neagră a devenit o mare la fel de importantă ca Mediterana. În ultimele planuri de apărare, Marea Neagră și Mediterana le tratăm la pachet, sunt împreună. Nu e Marea Neagră separat, Mediterana separat. A spune că după venirea Finlandei și Suediei, Marea Baltică, care era până mai recent, până acum 2-3 ani de zile, până la războiul început de ruși în Ucraina, era într-un fel privilegiată, cu mult mai multe măsuri de protecție din partea NATO. În clipa de față, Marea Neagră a crescut în relevanță strategică. Și a spune că, având astăzi 5.000 de trupe NATO pe teritoriul României, un grup de luptă condus de Franța pe teritoriul României, un Mihai Gogălnicianu care se dezvoltă frumos și care va fi o bază importantă. La Câmpia Turzii va fi iarăși o bază aeriană de primă calitate, ceea ce eu numesc un fel de Ramstein românesc. Va fi la Câmpia Turzii. De aceea vreau să știe toți cei de acasă că România este în clipa de față în planurile de apărare NATO privită ca o țară de maximă importanță strategică și vom continua să protejăm România, inclusiv în partea
de Mare Neagră, care înseamnă platou continental, sunt multe investiții pe care trebuie să le facem, și explorare și extragere de gaze naturale, și cablu submarin către Georgia, și fibră optică către Georgia, și o mare investiție în eoliene pentru energie regenerabilă din Marea Neagră. De aceea, când vorbim despre România, nu ne gândim exclusiv de Tulcea, de Constanța sau de flancul estic, ne gândim și la partea economică din platoul continental al Marii Negre. Cred că România în acest moment, cred că nu exagerez când spun că are o importanță strategică cum nu a avut niciodată în istoria sa, având în vedere războiul de la granițe. Cum putem să valorificăm această importanță strategică astfel încât să devină ceva palpabil și pentru români? România a devenit importantă strategic pentru că lumea se schimbă și lumea e războiul din Ucraina și evident că rolul nostru a crescut exponențial pentru că suntem o țară atât de importantă, dar a fost războaie și în Balcani, a fost și război în Afganistan, în Orientul Mijlociu lucrurile sunt complicate, mâine, poimine, lucrurile de prin Asia nu sunt nici cele simple și a spune că niciodată România n-a avut o vocație strategică multiregională. Și ceea ce sper că se va întâmpla cu România, să joace energic această carte strategică pentru dividende economice, pentru investiții, pentru business-uri, pentru joburi mai bune, pentru infrastructuri mai bune. Pentru că a fi păcat de Dumnezeu, efectiv, să fie atât de relevant, a spune, la paritate cu Polonia, probabil, ca și nivel de importanță strategică. Polonia e mai măricică decât România. Și investește mult mai mult în apărare. Și dincolo de asta, investește mult mai bun într-o administrație mai competentă, în politică mai consecventă. Dar dacă te uiți un pic la valoarea de întrebuințare a României, ea este de 360 de grade, în timp ce Polonia este o valoare de întrebuințare strict est-vest. De aceea sunt convins că în anii care vin vom ști să transformăm această relevanță strategică în dividende economice de prosperitate. Și cred că reconstrucția Ucrainei va fi o șansă enormă pentru noi și pentru Republica Moldova pentru a intra în jocul ăsta, trebuie să ne pregătim pentru el, nu să lăsăm pe alții să reconstruiască și pur și simplu să ne luăm și noi. Trebuie să renască industria de apărare românească, asta fac toți vecinii noștri, în zona de tehnologie putem face mult mai bine. Deci cred că România este în clipa de față într-un moment de răscruce cum n-am avut în istoria națională decât de 2-3 ori, probabil, la Marea Unire, la Prima Unire, probabil după, evident, intrarea NATO și în UE. Deci probabil că ce se va întâmpla în acest deceniu care începe acum este un nou ciclu istoric și vreau din toată inima să văd România că merge acolo nu doar important strategic, asta nu ține de mâncare. Asta nu ține de facturi la energie, asta nu ține de sprijin pentru fermierii noștri care sunt în secetă. Trebuie să întărim economia. Întărește economia, ai un stat mai puternic, ai o armată mai puternică, ai o voce mai puternică și poți să joci la masa mare a decidenților europeni. Și o întrebare, pentru că suntem la sediul NATO, toată lumea se întreabă cât va continua acest război? Noi am spus de la început, de acum 2 ani și jumătate aproape, că va fi un război de durată. Nici nu poate dura la infinit. E clar că la un moment dat o să vedem condițiile create de ambele părți și internațional pentru a se ajunge la o soluționare politică și diplomatică. Asta dorim și noi. Noi dorim pace, noi dorim o soluție care să permită Ucrainei să rămână un stat independent. E normal. S-au sacrificat și au muncit și noi am ajutat pentru acest lucru. Dar a spune că în clipa în care evaluarea cost-beneficiu, ce am de câștigat și ce am de pierdut din acest război, pe partea rusească, pe partea ucraniană, pe partea aliaților Ucrainei și aliaților Rusiei, ca și aliații dânșilor, în clipa respectivă se va putea ajunge la un anumit început de context politic care să permită o negociere. Nu pot da cifre sau date precise, dar cred că probabil că 2025 va rămâne încă înfierbântat. Cred că după aceea probabil că începem să ne putem gândi la un orizont în care să se calmeze lucrurile. Pentru noi, o Ucraina independentă, ancorată în Occident, este un lucru bun. Mai avem de rezolvat în bilateral probleme cu ucrainienii, asta le spun și eu, și președintele Zelenski, și fostul ministru Kuleba, le-am spus, aveți în România un vecin care s-a comportat exemplar față de voi, exemplar. Și cu refugiații, și cu sprijinul, multe lucruri pe care România a decis să nu le facă publice în sprijinul respectiv. Sunt subiecte irritante pe care trebuie să le abordați cu deschidere și cu prietenie și cu o logică de viitor aliați.
problema cu bisericile românești, problema cu comunitățile românești, problemele uneori pe zona de trafic și de exporturi de grâne, de cereale. Și de asta sfatul meu pentru partenerii noștri din Ucraina și pentru liderii politici români este să continuăm să sprijinim Ucraina, pentru că dacă Ucraina stă în picioare și Republica Moldova vine către Europa și către noi, dar în același timp să nu fim în niciun fel timizi în a spune sunt niște lucruri care ne preocupă. Și etnicii români din Ucraina sunt importanți pentru noi. Și faptul că biserica rusă joacă un rol de șubrezire a statului ucrainian este un lucru evident, dar asta nu înseamnă că nu putem să găsim o formulă bilaterală, așa cum este și în Republica Moldova, în care Biserica Ortodoxă Română, de exemplu, să poată să înceapă să opereze și să aibă grijă de cei care sunt ortodoxi români și care trebuie să meargă la o biserică, au nevoie să meargă, să găsească alinare și îndrumare spirituală. Deci, pe relația cu Ucraina, multă seriozitate din partea noastră, dar și din partea lor. Cred că este nevoie să răspundă unor preocupări legitime și dacă România n-a făcut atât de mult scandal ca alți vecini, asta nu înseamnă că problemele acestea nu preocupă. Am fost la Purna recent și acolo este linia de război foarte aproape, nu doar în Delta. Și foarte multă lume este mâhnită și chiar supărată de faptul că aceste lucruri nu pot fi rezolvate. Trebuie să rezolvate și cred că și ucrainienii au un interes să vadă într-un vecin atât de important ca România, o țară care continuă să-i susțină și o țară care va contribui și la reconstrucția Ucrainei și care este, vorbind în limba NATO, este win-win. Este un sfat pe care eu îl dau și ucrainienilor și celor din România. Ați susținut la NATO foarte mult inovația tehnologică. Este o armă, să spunem, cu două tăișuri în acest moment, inovația tehnologică? Și cum putem să o ținem sub control? Eu am fost inginer într-o viață anterioară și am un pic simț tehnic. Dar n-am crezut vreodată că am să asist și să asistăm la o accelerare atât de bulversantă a ceea ce înseamnă revoluția tehnologică. N-am crezut că în câțiva ani de zile când sunt la NATO și conduc inovarea, am să văd inteligența artificială, biotehnologia, noile materiale, partea de dimensiune cognitivă, de explorare și colonizarea spațiului venind atât de rapid. Și, într-adevăr, ai mare dreptate. Aceeași tehnologie, dacă o duci într-o zonă, este extrem de pozitivă. Pentru sănătate, pentru educație, pentru o administrație mai transparentă, pentru oameni care au o viață mai împlinită, dacă vrei. Dar aceeași tehnologie folosită în sens greșit, același AI folosit în sens greșit, poate să creeze probleme uriașe de pace, de securitate, de perturbări în societate. De aceea cred că trăim cele mai importante momente din istoria modernă a omenirii. Eu nu am văzut niciodată o combinație între cutremur geopolitic, asta este, cutremur geopolitic, să văd după pandemie și după crizele financiare și după războiul din Ucraina consecințe economice atât de complexe și, ca să fie pachetul complet, și o revoluție tehnologică furibundă, ăsta este cuvântul, furibundă, și care vreau ca țara noastră și țările din Est, pentru că, într-un fel, le-am reprezentat și pe ele, deși reprezint pe toți cei din NATO, aș vrea să fim parte din această revoluție tehnologică, să putem să avem joburi mai bune, să putem să avem meserii ale viitorului și să devenim victimele acestor tehnologii. Deci este una din cele mai importante momente din istoria umanității. Vorbeam de relevanța strategică a României. Asta nu te pune la adăpost. Te pune la adăpost de atacuri și de chestiuni militare, dar nu te pune la adăpost de celelalte transformări din societate. Modelul economic, modelul social, modelul societal. Și cred că este multă treabă de făcut în țările NATO și în particular în România, care are în continuare dificultăți de bună guvernare și de hiperpolitizarea statului. În cei 5 ani în care ați fost la NATO, a fost vreun moment care v-a marcat? Vreo experiență? Am avut un moment foarte greu la retragerea din Afganistan. A fost foarte greu pentru noi și nu doar reputațional, ci uman. Am colegi de-ai mei care, și colege care au lucrat acolo cu foarte multe femei din Afganistan, care au lucrat pentru noi și care au lucrat cu noi și au sperat că o să aibă o viață mai normală și pentru fetițele din Afganistan, pentru fetele de acolo, pentru femeile de acolo, pentru cei care au lucrat pentru noi, a fost foarte greu să-i lăsăm în urmă. Am scos cât de mulți am putut,
După aceea ușa s-a închis și am și acum colegi și colegi care au traume psihologice, pentru că a fost extrem de greu să-i lăsăm în urmă. Pandemia n-a fost ușoară, pentru că noi lucrăm aici cu secrete și chestii clasificate. Dar trebuie să găsim formule să venim la servici fără să ne intersectăm prea mult. Și probabil, evident, în momentul izbucnirii războiului din Ucraina, care a fost un moment în care am văzut cum această alianță își redescoperă sensul original, acela de a apăra teritoriul țărilor noastre. Multe de bucurie să văd România strălucind, să văd atât de multe românce și române aici angajați de noi și care sunt excepțional de buni și de apreciați. Cred că România are o cotă de piață din punct de vedere talent uman românesc, femei și bărbați, din toate profesiunile, aici la NATO, cum cred că nu are nicio altă organizație internațională. Și asta nu e meritul Mircea Joana, este meritul lor. Și sper ca și cei tineri, cele tinere care se uită puțin la cariera mea profesională și la faptul că am ajuns la nivelul ăsta, să vadă în asta o încurajare și să investească în ei și sunt convins că vor ajunge în poziții și mai mari decât ale mele. Cum au fost ultimele zile la serviciu? Un amestec de agitație, strânge lucrurile, ia-ți rămas bun de la colegi, împachetează acasă. Și asta pentru Mirela e un pic mai complicat, că știi cum e la momente de genul ăsta. Am avut și copii, au venit amândoi copii la ceremonie, au fost cu noi aici și în sala de consiliu și la mica ceremonie pe care secretarul general a găzduit-o pentru mine. Multă nostalgie, mulți prieteni. Dar, pe de altă parte, am și un sentiment de datorie pe care am deplinit-o, mi-am făcut treaba bine, cred că plec cu capul sus, am învățat multe. Am stat în spate, cred eu, o poziție de omul 2 din NATO, care sper să fie ocupat de o femeie, mult mai consolidat, mult mai influent, mult mai plurifuncțional, ca să zic așa. E o puțină nostalgie, e o puțină tristețe. 5 ani de zile deja e un ciclu lung din viața noastră. Dar mă întorc acasă cu un sentiment de onoare, de un sentiment că am făcut o treabă bună, că am fost și eu respectat și țara mea a fost respectată, inclusiv prin munca mea. Domnule Joana, vă mulțumesc foarte mult!